Tema din acest an este militaria medievală în Europa, astfel specialiști din Cehia, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Serbia, Ucraina și România expun concluziile celor mai recente cercetări. Sunt specialiști din multe colțuri ale Europei care cunosc aceste manifestări, care vin la aceste manifestări și care își prezintă ultimele rezultate ale cercetărilor proprii. Sigur, sub un titlu atât de generos ca relații interetnice în Transilvania, se pot ascunde mai multe aspecte și acestea le urmărim în decursul anilor. Anul acesta discutăm despre aspecte, să spunem, militare, despre aspecte de organizare militară ale unor părți întregi ale Europei, nu numai neapărat ale Transilvaniei, dar care se reflectă în istoria Transilvaniei destul de bine. Această conferință internațională este de asemenea o altă modalitate de a promova Transilvania. Vom face o excursie prin Transilvania de Sud, vom vizita Miercurea Sibiului, Gârbova, Cârnicul și apoi vom trece în Județul Alba la Alba Iulia, Sebeș Alba. Este un mod de a arăta Europei valorile noastre culturale și, nu în ultimul rând, și realizările contemporane. Seminariile s-au axat pe studierea armamentului și a fortificațiilor medievale din Europa Centrală și de Sud-Est.